Lăudat să fie Domnul! Scumpi frați, stimate surori, ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră după câțiva ani în care fiecare dintre noi ne-am dus mântuirea mai departe, înainte, și doresc să ne ajute Dumnezeu să ne ducem până la capăt. Ultima oară când am fost aici a fost exact atunci când ne-am dat seama de starea precară de sănătate a fratelui Oniță și, din câte am înțeles, nici el n-a mai fost de atunci aici, nici eu. Ne bucurăm să vă revedem. Mulțumim din toată inima frate Andrei și conducerea bisericii pentru posibilitatea de a-L sluji pe Domnul în aceste zile. Vă aduc salutări sfinte de la frații și surorile dumneavoastră din cadrul Bisericii Elim din Chicago și a Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada. Salutul nostru este harul și pacea Domnului, pe care noi vi le dorim înmulțite. Scumpii mei, mă bucur ori de câte ori intru într-o biserică unde este afirmată lucrarea Duhului Sfânt. Eu nu cred că o biserică pentecostală își merită numele de pentecostală dacă nu afirmă botezul și umplerea cu Duhul Sfânt, așa cum sunt ele prezentate în Sfintele Scripturi. Și pentru că sunt în legătură cu foarte mulți frați slujitori ai noștri de peste tot, vreau să vă spun că Duhul Sfânt lucrează, că Duhul Sfânt botează, că Duhul Sfânt umple. În săptămânile trecute eu am fost plecat, nu m-am întors acasă după 3 săptămâni de România decât pentru 2 zile și apoi am venit aici. Însă în săptămâna dinainte de a sosi acasă am avut organizat o săptămână de stăruință pentru botezul și umplerea cu Duhul Sfânt și le-am spus de câțiva ani încoace noi am avut o trezire spirituală deosebită mai mulți ani în urmă când multe sute de credincioși au fost botezați cu Duhul Sfânt. Uneori am avut și câte 3 săptămâni și o lună în continuu de stăruință pentru că nu se oprea fluxul acesta, umplerea cu Duhul Sfânt, botezurile cu Duhul Sfânt, veneau și din alte părți. Și le-am spus, acum o perioadă nu o să ne putem aștepta la multe botezuri cu Duhul Sfânt, că oamenii sunt deja botezați cu Duhul Sfânt, dar să dea Dumnezeu să fim umpluți toți cu puterea Duhului Sfânt. Și vreau să vă spun că în săptămâna aceasta de stăruință, încă 40 de suflete din biserică au fost botezate de Domnul. Iată de ce să ne ajute Dumnezeu să credem, să vorbim și să experimentăm lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. În aceste 2 zile aș dori să vorbesc despre viața bisericii, viața credinciosului în perspectiva sfârșitului. Când vorbim despre sfârșit, vorbim despre multe lucruri. Și biserica și credincioșii trec prin vremea sfârșitului. Știți că în Matei 24 spune, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Există un capăt, există un sfârșit al lucrurilor. Și nu putem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu dacă renunțăm, dacă dăm înapoi, dacă ne poticnim în drumul acesta, chiar dacă vremurile sunt grele, sunt rele. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 3 la versetul 14, ni se prezintă, ni se deschide o fereastră către această vreme a sfârșitului. Și ni se spune că este un timp al conflictelor între națiuni, un neam împotriva altui neam, conflicte antisemite și anticreștine. Știți că lumea aceasta atacă din răzputeri creștinismul și iudaismul.
Eu nu cred că putem fi adevărați creștini și să fim antisemiți, să fim împotriva poporului Israel. Poporul Israel a fost lepădat doar pentru o vreme. Pavel spunea să nu ne credem singuri înțelepți, să credem că a lepădat Dumnezeu poporul său pentru totdeauna. Întoarcerea lor la Dumnezeu va fi o adevărată înviere din morți și noi trebuie să credem lucrul acesta. Conflictele acestea pe care le trăim în vremurile de astăzi sunt simptome ale vremii sfârșitului. Apoi, e un timp al catastrofelor, cataclisme naturale, crize economice, ciumi, pandemii, fac parte din vremea sfârșitului. Un timp al confuziei, apar Hristoși falși. Pe fondul acestor crize sunt tot felul de imitații ale lui Mesia care vin să salveze omenirea, vin să ofere soluții pentru crizele omenirii. Apariția învățăturilor și prezicerilor false și apariția știrilor false cu privire la vremea sfârșitului. Este și un timp al cercetării spirituale, pentru că tot în vremea aceasta a sfârșitului, Evanghelia este propovăduită până la marginile pământului. Și în vremea aceasta a sfârșitului experimentăm ploaia târzie. Dumnezeu să lase o ploaie târzie în biserica sa. Apoi, este un timp al cernerii. Se citea mai devreme despre marea cernere a bisericii, cum a fost cernut și Petru și ceilalți ucenici. Și să știți că va veni o vreme de cernere pentru toată biserica. În perspectiva vremii sfârșitului, aș vrea să citesc un text din Evrei, capitolul 12, de la versetul 25, și apoi, așa după cum am menționat, tema pe care doresc să o abordez este legată de biserică și creștin în vremurile din urmă, care sunt vremurile pe care noi le trăim. Din respect pentru cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să ne ridicăm în picioare. Evrei, capitolul 12, de la versetul 25 până la versetul 29. Evrei 12, de la versetul 25. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute sau create, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clătină, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în vremea sfârșitului vine peste lumea aceasta o mare clătinare, o zguduire profundă din temeliile lumii, se va zgâlțui universul. Și mulți întreabă care este motivul pentru care Dumnezeu va zgâlțui, va cutremura, va zgudui omenirea. Întrebarea aceasta este legitimă. Avem un Dumnezeu bun. Avem un Dumnezeu plin de îndurare. Avem un Dumnezeu care are răbdare.
Avem un Dumnezeu căruia îi pasă de oameni. Avem un Dumnezeu căruia îi pasă de sufletele oamenilor. Avem un Dumnezeu proviață. Avem un Dumnezeu care are grijă de noi. Avem un Dumnezeu așa de îngăduitor că dă ploaie peste cei buni și peste cei răi. Face să răsară soarele peste cei buni și peste cei răi. Care este motivul pentru care Dumnezeu va clătina, va zgudui universul? Răspunsul este în textul pe care l-am citit. Indiferent cât de puternică este vreo împărăție, indiferent cât de mare și tare este o instituție în lumea aceasta, în cele din urmă, tot ceea ce nu este dumnezeiesc, tot ceea ce nu este împărăția lui Dumnezeu, se va prăbuși și nu va rămâne în picioare, și omenirea trebuie să aibă foarte mare grijă și noi trebuie să avem foarte mare grijă. Putem să facem parte din mari organizații omenești. Putem face parte din mari împărății omenești. Noi locuim în America, considerat cel mai puternic imperiu, că până la urmă Biblia nu le mai numește democrații, țări capitaliste, țări comuniste, dictaturi și așa mai departe. Biblia le numește împărății. Împărații pământului și împărățiile pământului. America este considerată cea mai puternică țară, națiune, cel mai puternic imperiu care a existat vreodată în lume, din punct de vedere economic, din punct de vedere militar, are o credibilitate extraordinară, este polițistul lumii și cu toate acestea. Dacă Biblia pe care eu o citesc și o cred este adevărată, împărăția Americii este o împărăție de carton care se va prăbuși și va arde, așa cum alte împărății puternice de-a lungul istoriei au intrat în neființă, au fost distruse, au fost făcute praf și pulbere. Pentru că la sfârșitul tuturor lucrurilor, la sfârșitul tuturor zilelor, o singură împărăție va rămâne în picioare și aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Oamenii sunt chemați, înainte de a face parte din vreo împărăție, înainte de a-și exprima patriotismul față de o anumită națiune, înainte de a-și exercita profesia, înainte de a intra în casa lor, în mașina lor, înainte de a intra în zona lor de confort, în locul unde sunt apreciați, fiecare dintre noi avem un colț al nostru unde vrem să fim cineva. Să fim siguri, frați și surori, că suntem parte din împărăția lui Dumnezeu. Apreciez foarte mult cuvintele pe care le-a rostit domnul doctor, că nu-i frate doctor, că eu nu-s doctor. Dacă eram doctor, ce-am frate doctor? Nu-s doctor, și atunci îi spun domnul doctor. Și frate în domnul. Are ocupația de doctor, dar este ocupația lui secundară. Ocupația principală a oricărui inginer care îl cunoaște pe Dumnezeu, a oricărui doctor care îl cunoaște pe Dumnezeu, a oricărui profesor care îl cunoaște pe Dumnezeu, ocupația ta principală este fiul al împărăției lui Dumnezeu, ambasador al împărăției lui Dumnezeu. Și trebuie să știți că împărăția lui Dumnezeu nu are agenți secreți. De asta apreciez foarte mult când un om care își zice doctor, profesor, inginer, nu e rușine de cuvântul lui Dumnezeu, nu este incognito, nu este nascuns, nu este secret, este pe față fiul al împărăției. Pentru că într-o zi școlile se vor face praf, ruine, spitalele vor fi dărâmate, temple, instituții, zgârie nori, toate se vor prăbuși. Va rămâne în picioare ceea ce este împărăția lui Dumnezeu. Și știți ce spune cuvântul Domnului despre împărăția lui Dumnezeu? În primul rând spune, împărăția lui Dumnezeu nu poate fi căutată pe harta lumii.
să o desenezi cu degetul, spui de aici până aici. Cât de mică e țara noastră, România? E o hartă și tragi cu degetul pe conturul ei și spui, asta e țara mea. Împărăția lui Dumnezeu nu este pe hărțile lumii, pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, nu e în așa fel încât să o arăți cu degetul, să spui e aici sau e acolo. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Voi sunteți teritoriul împărăției lui Dumnezeu. Mai mult, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Vedeți, toate împărățiile își raportează prosperitatea, valorile, identitatea. Noi ne lăudăm cu oamenii noștri de știință, ne lăudăm cu descoperirile noastre, ne lăudăm cu munții și cu lacurile noastre, ne lăudăm cu câmpiile și podișurile noastre, ne lăudăm cu ce avem și noi. Ne lăudăm cu mâncarea noastră. Te duci în toată lumea, nu știu cât de mult știu să pronunțe cuvântul România, dar cuvântul sarmale toți îl știu pronunța. Fiecare țară are valorile ei, intelectuale, culinare. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Împărăția lui Dumnezeu nu are grafice economice. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Lăudați să fie Domnul! Acum întrebarea mea este că dacă este împărăția lui Dumnezeu în tine, asta înseamnă că tu ești în împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu poate fi în împărăția lui Dumnezeu dacă împărăția lui Dumnezeu nu este în El. Aș vrea să te întreb, ești în împărăția lui Dumnezeu? Ești parte, că Biblia spune, fiindcă am primit dar o împărăție, o singură împărăție în lumea asta, care nu se va clătina, care nu va fi zdruncinată, căreia nu îi se vor nărui temeliile, care nu va fi făcută praf și pulbere, când pumnul lui Dumnezeu va izbi în univers. Ești parte din această împărăție? Această împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori. Vedeți, oamenii nu se arată mulțumitori din orice împărăție ar face parte. Când am ajuns în America, am crezut că n-o să mai fiu niciodată nemulțumit. Eram nemulțumit în România, că stăteam la cozi, că de multe ori nu prindeam nimic. Eram nemulțumit că n-aveam voie să plecăm să vizităm alte locuri. Eram nemulțumiți de starea economică, nemulțumiți că e întuneric, nemulțumiți că e frig, nemulțumiți și nemulțumiți. Și aveam dreptate! Când am ajuns în America, am crezut că asta e o țară de mulțumiți. Și am observat că dacă nu-i una, e alta. Și și acolo sunt oameni nemulțumiți și ei au dreptate. Și cât vom trăi în lumea asta, în orice împărăție am fi, în orice țară am fi, în orice instituție am fi, oamenii vor fi nemulțumiți. Există însă o categorie de oameni, o națiune de oameni care n-au dreptul la nemulțumire. Este împărăția lui Dumnezeu, sunt oamenii lui Dumnezeu, pentru că am primit o împărăție care la sfârșitul tuturor lucrurilor, când universul va arde, când cerurile se vor topi de căldura focului lui Dumnezeu, când planetele, corpurile cerești se vor topi de căldură, când pământul va fi făcut scrum, din toată această cenușă se va ridica o cetate minunată, o împărăție minunată, care a rezistat împotriva tuturor vicisitudinilor, împotriva tuturor împotrivirilor, împotriva răutății lumii, împotriva crimelor, împotriva persecuțiilor, împotriva arenelor romane, împotriva comunismului și împotriva globalismului. Această împărăție este biserica glorioasă a Domnului Iisus Hristos. Acum,
în lumea aceasta, ca să înțelegem ce va face Dumnezeu cu lumea, sunt trei entități. În cuvântul lui Dumnezeu, de câte ori cuvântul lui Dumnezeu se referă la oameni, se referă la trei entități. Se referă la neamuri, în general, toate neamurile, lumea care zace în cel rău, toți locuitorii pământului, care sunt înșelați de diavolul, toate națiunile pământului, cu imnurile lor, cu emblemele lor, cu teritoriile lor, tot ce înseamnă oameni în lumea asta, din națiuni. Biblia le numește neamuri. A doua entitate despre care vorbește Dumnezeu este poporul ales Israel. Dumnezeu prin Avram și-a ales o națiune, și-a ales un popor, l-a crescut în țara Egiptului, apoi l-a scos cu mână tare, l-a trecut prin pustiu, l-a dus în țara promisă numită Canaan, pe care i-a dăruit-o, i-a dat legi și porunci, i-a dat promisiuni. Și știți istoria lui Israel, datorită neascultării, i-a avertizat de multe ori, le-a lăsat templul să fie nimicit. Și nu odată, de două ori. Le-a lăsat țara să fie ocupată. I-a trimis în captivitate de mai multe ori. Și după cucerirea Ierusalimului de către romani, pentru următoarele 2000 de ani aproape, Israelul a fost împrăștiat pe toată fața pământului. Toate acestea datorită neascultării. Poporul Israel a fost lepădat atunci. A fost blestemat după pilda smochinului, unde Domnul Iisus Hristos, în călătoria lui de la și către Ierusalim, l-a întâlnit și a căutat rod în el. Ioan Botezătorul le spusese: voi nu rodiți, aveți frunze, sunteți stat, sunteți țară, existați, dar n-aveți roadă. Și Dumnezeu a hotărât să-și aducă un alt popor, dintre toate popoarele, care va aduce roadele cuvenite care se cer. Când Domnul s-a dus la smochin și l-a găsit plin de frunze, că existau ca națiune, erau și ei un teritoriu pe harta pământului, dar n-aveau roade, l-a blestemat ca în veac să nu mai aducă rod și să fie uscat. Și smochinul acesta a stat uscat până în 1948, când, spune Matei 24, a înfrunzit și a frăgezit din nou mlădița. Și până în ziua de azi are frunze, dar încă nu are rod. Ăsta este Israelul. Și apoi, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre biserica, a treia entitate pe care o are Dumnezeu în lumea aceasta. Neamurile, Israelul și biserica. Toate profețiile, toate cuvintele din Scripturi sunt adresate acestor trei categorii de oameni. Neamuri, Israel și biserică. Și aș vrea să vă spun că niciuna din aceste trei entități nu va scăpa de acest cutremur masiv, de această clătinare de proporții cosmice pe care o va experimenta întreg universul. Și aș vrea în seara aceasta să vă vorbesc despre clătinare, despre tot ce înseamnă ea, încheind cu biserica și făcându-ne o analiză personală. Pentru că aș vrea să vă spun deznodământul și vi-l spun de la început, cu dorința de a vă face foarte, foarte conștienți, atenți și responsabili în seara aceasta. Două concluzii. 1. Biserica lui Hristos va rămâne în picioare. Biserica lui Hristos va ajunge în slavă. Biserica lui Hristos va fi mântuită. Biserica lui Hristos este împărăția lui Dumnezeu care nu va fi clătinată, nu va fi zgulțuită. Temeliile ei sunt nezguduite și puternice. Asta este vestea bună. Însă aș vrea să vă spun că fiecare dintre dumneavoastră, eu am să fiu zgâlțuit și clătinat.
Fratele Oniță va fi zgâlțit și clătinat. Fratele Andrei va fi zgâlțit și clătinat. Domnul doctor, fiecare dintre dumneavoastră, pastor, bărbați, femei, copii, tineri, slujitori, cântăreți. Și nu toți vor rămâne în picioare. Biserica va rămâne în picioare. Biserica va rămâne neclintită. Biserica va fi biruitoare și victorioasă. Dar nu toți dintre noi vom rămâne în picioare. Iată de ce vreau să vă vorbesc despre această clătinare. Haideți să vedem mai întâi neamurile. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 13:9. Iată vine ziua Domnului. Ne oprim puțin aici. Când Biblia vorbește despre ziua Domnului, vorbește despre un an de îndurare care durează de 2000 de ani, este anul de har, anul mântuirii, anul jertfei Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea oamenilor. Când vorbește despre ziua Domnului, vorbește despre ziua de răzbunare a lui Dumnezeu împotriva celor care nu l-au primit pe Hristos ca mântuitor personal. Și aș vrea să continuăm citirea. Iată vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. S-a întâmplat vreodată lucrul ăsta? S-a întâmplat? Este precedentul potopului? Dar Dumnezeu a luat-o de la capăt? Următoarea dată când Dumnezeu o va lua de la capăt, o va lua de la capăt în eternitate și nu va mai fi niciodată nici potop, nici foc. Dar anticipăm această zi de răzbunare și de mânia lui Dumnezeu. Versetul 10. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci. Soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Mă opresc un pic și fac o paranteză. Pentru cei care se uită urât la Dumnezeu și spun, unde-i mila lui, unde-i dragostea lui? 2000 de ani, veac după veac, generație după generație, a așteptat și a stat cu brațele întinse către lume, ca să n-o nimicească, ca să n-o distrugă, ca să o salveze, ca să o ierte, ca să o spele, ca să o curățească, ca să o mântuiască, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea asta, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce a făcut lumea cu acest mesaj al mântuirii? Nelegiuirea s-a înmulțit și a ajuns la culme. Dragii mei, când Biblia vorbește, voi pedepsi lumea, voi nimici lumea, să nu vă gândiți la un Dumnezeu care omoară copiii. Să nu vă gândiți la un Dumnezeu care strânge oameni de gât. Să nu vă uitați la un Dumnezeu care îi acoperă cu ape și care arde în foc. Uitați-vă la un Dumnezeu care se uită la ce vă uitați și voi sau ar trebui să vă uitați și voi. Uitați-vă la un Dumnezeu care vede milioane și milioane și milioane și zeci și sute de milioane de copii nevinovați, avortați, uciși, fără milă, fără rezerve, fără conștiință, fără mustrare, fără un moment de reculegere, ciopârțiți și făcuți praf în cazemata în care ar fi trebuit să fie în cea mai mare siguranță, în pântecele mamelor. Când se vorbește despre avorturi în lumea în care noi trăim, se dau tot felul de titluri
că suntem pentru alegere, că femeia este stăpână pe trupul ei. Mișcarea feministă este o mișcare inventată în iad. Este inventată demonic, cu scopul de a nimici viață. Imaginați-vă milioane de ramuri, de neamuri, care au fost întrerupte la începutul vieții și au umplut pământul, l-au îmbibat ca pe un burete în sânge. Asta este lumea pe care o pedepsește Dumnezeu. Imaginați-vă oameni care sfidează adevărul, sfidează biologia, sfidează dreptul de posesiune a lui Dumnezeu, care ne-a creat, care e drept de proprietar. După cum tu ai drept de proprietar asupra lucrurilor pe care le faci cu mâinile tale. Acești oameni care s-au răzvrătit împotriva lui și care comit fapte de rușine, scârboase. Știu că în lumea asta a venit cinematografia și mi-a arătat că sunt și ei de treabă, că sunt și ei oameni, că și pe ei doare stomacul, că și ei se îmbolnăvesc, că și ei au frați, surori, prieteni, mamă, tătic. Ce se întâmplă în ascunsul faptelor lor este de o scârboșenie, de o îngrețoșare imensă. Pământului îi se întoarce stomacul pe dos. Și când și-au luat ca steag culorile, au rostit sentința lui Dumnezeu asupra lor. Știți de ce? Ce este curcubeu? Este promisiunea lui Dumnezeu că nu va mai nimici lumea prin apă, ci că o va nimici prin foc. Ei când au luat steagul și l-au suit deasupra lor, au declarat că urmează să fie nimiciți în foc pentru urâțenia și scârboșenia perversiunilor lor. Asta vede Dumnezeu când se uită la omenire. Vede Dumnezeu cum au introdus manualele lor scârboase în școli să învețe pe copiii de 4 ani, de 5 ani aceste mizerii. Vreau să vă întreb, dacă ați auzit că vreunul dintre voi îi dă la copilul lui să se joace cu cuțite sau cu pistoale când are 5 ani, ce părere ați avea de el? A chema poliția. A spune, băi, omule, ăsta e irresponsabil. Și totuși, în școlile noastre, mintea fragedă, cugetul curat și fraged al copiilor noștri este intoxicat din primele zile de școală. Este o violare a sufletului lor, o violare a minților lor care nu sunt încă pregătite să asimileze așa ceva. Asta vede Dumnezeu când se uită la lumea asta. Vede războaie, vede bombe când apasă cu degetul pe butoane ca să nimicească alte națiuni, alte popoare, să le cucerească. Oamenii ăștia semnează sentința de moarte a copiilor, a femeilor, a bătrânilor, a oamenilor care vor să trăiască în liniște. Când au ieșit din cazemata lor și au început să decapiteze bebeluși, să taie în bucăți femei, să comită abuzuri și atrocități nemai auzite, spunând că Dumnezeul lor i-a trimis să facă așa ceva. Asta vede Dumnezeu. Și când sunt demonstrațiile oamenilor care au capul gol de orice logică și de orice rațiune, care îi susțin pe acești oameni, în ura lor împotriva poporului lui Dumnezeu, asta vede Dumnezeu. Lumea, neamurile sunt conduse de cel rău, că toată lumea zace în cel rău. Știți de ce urăsc pe Israel și biserica? Pentru că n-au ce-i face lui Dumnezeu. De exemplu, dacă mie nu îmi place foarte mult de fratele Oniță, să-l binecuvinteze Domnul Iisus, dar dacă ar fi mare de 2 metri, solid, puternic, și nu mi-ar place de el,
Nu m-aș lua cu el la harță, că n-am ce să-i fac. Că dă cu mine de pământ și rămân fără respirație. Dar mă duc după copiii lui, mă duc să-i zgârii mașina, mă duc să-i dau cu pietre în geamurile de la casă, dau și fac și eu ceva împotriva lui. Oamenii n-au ce să-i facă lui Dumnezeu, că e prea mare pentru ei. Cum să-l atingă pe Dumnezeu cineva? Știți ce pot să-i facă lui Dumnezeu? Să-i bage degetele în ochi. Pentru că Biblia spune că cine se atinge de copiii lui Dumnezeu, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Și când atacă Israelul cu antisemitism, cu ură împotriva Israelului, știu, stimată comunitate romă, că sunt mulți care vă disprețuiesc și vă urăsc. Stați în spatele Israelului la capitolul ura și disprețul neamurilor. Nu există în istorie o națiune mai urâtă, mai prigonită, mai persecutată decât Israelul. Asta vede Dumnezeu. Vede o omenire. Păi ascultați ce spune cuvântul Domnului în Romani, în capitolul 1, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, mânia lui Dumnezeu, am vorbit de mânia lui Dumnezeu, nu? Împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, minciuna ta îl necinstește pe Dumnezeu. Înjurătura ta îl necinstește pe Dumnezeu. Ai impresia că l-ai înjurat pe un aproape, pe un om. L-ai înjurat pe Dumnezeu. Ești în lumea creată de Dumnezeu. Respiri aerul lui Dumnezeu, bei apa lui Dumnezeu, umbli pe pământul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are niște porunci și niște legi stricte cu privire la viață. De câte ori nu ai spus la copilul tău, dacă ar fi venit beat la tine în casă, și ce ai fi spus? Câtă vreme stai sub acoperișul meu, câtă vreme stai în casa mea, faci cum îți spun eu. Ai avut dreptate sau n-ai avut dreptate? Sigur că ai avut dreptate. Dar ce, Dumnezeu n-are dreptate? Numai tu ai dreptate să faci legi în casa ta? Dumneavoastră probabil sunteți în chirie aici, așa-i? Nu. V-au pus niște condiții. Intri la ora cu tare, ieși la ora cu tare. Ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta. Dumneavoastră vă puteți supăra pe ei. Dar atunci când au făcut contractul, v-au spus, sunteți la noi în casă. Și la noi în casa asta merge și aia nu merge. Și au avut dreptate că dacă era casa voastră și voi le-ați fi făcut la fel altora. Scumpii mei, suntem sub acoperișul cerului lui Dumnezeu. Suntem în lumea lui Dumnezeu și orice lucru care insultă neprihănirea, desăvârșirea, sfințenia, principiile lui Dumnezeu, îl necinstesc pe Dumnezeu. Închipuiți-vă 8 miliarde de oameni pe pământul ăsta, marea majoritate își bat joc de Dumnezeu în fiecare zi. Întrebarea nu se pune de ce vine o zi a mâniei lui Dumnezeu. Întrebarea se pune cum a reușit Dumnezeu să se abțină și să rabde 6.000 de ani. Știți că spune în Roman capitolul 8 că firea suspină, se zbate, natura geme. Ne întoarcem înapoi la Isaia 13 cu 11. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi, pentru nelegiuirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi dobărâ semeția celor asupritori. Ascultați, știți cum se numesc lunile în care își celebrează nelegiuiții stilul de viață? Mândrie, pride, păcatul, nelegiuirea și stricăciunea. A devenit o atitudine de mândrie. Oamenii nu numai că le fac, dar se afișează cu ele, se mândresc cu ele. Voi face să înceteze mândria celor trufași, voi dobărâ semeția celor asupritori. Și acum ascultați ce se întâmplă în spatele mâniei lui Dumnezeu.
Mulți spun că avem cutremure, avem inundații, avem cataclisme, avem una și alta și pare că asta e mânia lui Dumnezeu. Frați și surori, tot ce se întâmplă în omenire, pământul acesta se zvârcolește, îi e scârbă, s-a săturat de noi pământul. Asta e mânia pământului. Încă n-a venit mânia lui Dumnezeu. Știți ce se va întâmpla când vine mânia lui Dumnezeu? Ia auziți. Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat și mai scumpi decât aurul de Ofir. Știți ce înseamnă asta? Să vă spun ce înseamnă. Înseamnă că ai mai mari șanse să dai peste o mină de aur decât peste un om. Ai să umbli pe tot pământul și ai să dai peste o mină de aur înainte să mai vezi încă un om. Așa de rari vor fi pe toată fața pământului atunci când vine mânia lui Dumnezeu în lume. Versetul 13. Pentru aceasta, ca să se întâmple asta, ce voi face? Voi clătina cerurile și pământul se va zgudui din temelia lui de mânia Domnului oștirilor în ziua mâniei lui aprinse. Ce se întâmplă cu oamenii aceia mai scump ca aurul care vor rămâne? E prima rămășiță și se numește rămășița neamurilor. Cu această rămășiță a neamurilor, Dumnezeu va începe domnia de 1000 de ani. Când va restaura pământul și când o va lua de la capăt pentru 1000 de ani în timpul împărăției Fiului Său, Domnul Iisus Hristos. Ascultați ce spune în Apocalipsa, în capitolul 11, de la versetul 17. În cer se rostesc aceste cuvinte. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mânia. Când se mânie neamurile, cine suferă? Că am ajuns la concluzia că nu se pot răscula împotriva lui Dumnezeu. Se mânie împotriva lui Dumnezeu. Știți că în Psalmul 2 spune să le rupem legăturile. Pentru ce se frământă neamurile? Pentru ce se tulbură neamurile? Pentru ce se întorc împotriva unsului lui Dumnezeu, adică Iisus Hristos? Pentru ca să-i rupă legăturile. Pentru că nu vor să trăiască o viață de subordonare principiilor divine. Și acum neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari. Și să prăpădești pe cine? Nu cum încercăm noi să-i vedem, oameni săraci, cum se cade, nevinovați, nu. Să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Frați și surori, ascultați. Toți vrem să bem apă curată și să respirăm un aer curat. Dar să știți că nu oamenii poluează pământul prin țevile de eșapament, prin industriile chimice și așa mai departe. Să știți că o explozie vulcanică aruncă în atmosferă mai multă toxicitate decât oamenii la un loc într-o 100 de ani. Cineva care și-a propus să pună vreun capac pe vreun vulcan ca să nu polueze? Pământul nu este prăpădit și poluat de țevile de eșapament, de plastic și mai știu eu ce, măcar că sunt pentru ca să avem un mediu înconjurător curat. Credincioși și adevărat sunt oameni responsabili dacă e pământul lui Dumnezeu. Îl întreținem, nu aruncăm gunoaie, nu suntem irresponsabili, nu? Dar ascultați, cine distruge pământul, poluare, adevărata poluare care face pământul praf, este păcatul. Este păcatul. Și Dumnezeu va prăpădi pe cei ce prăpădesc pământul prin păcat. Am vorbit de prima rămășiță, rămășița neamurilor. Va rămâne un număr foarte mic de oameni care vor supraviețui mâniei lui Dumnezeu. Pe ce criterii? Treaba lui Dumnezeu, că El hotărăște și nu trebuie să dea socoteală nimănui. 2. Rămășița lui Israel.
Dragii mei, știți din cartea lui Daniel că în vremea sfârșitului Anticristul va face un pact de 7 ani de pace cu Israelul. Le va oferi pace pentru 7 ani. Daniel capitolul 9. Însă, la jumătatea acestui pact de pace, la jumătatea celor 7 ani, va rupe legământul de pace. Știm că Israelul va avea din nou templu. Nu este templul lui Dumnezeu făcut pentru Hristos. Este un templu pe care li-l dăruiește Anticrist pentru sine, ca să aibă unde de intra, să-l ofenseze pe Dumnezeu, să se declare el Dumnezeu în acel templu. Pentru că asta încă n-a reușit să facă diavolul. Ce se va întâmpla la jumătatea perioadei? Ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Dacă putem citi de la versetul 1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, egal răpirea bisericii. Pentru că strângerea noastră la olaltă cu El în slavă este răpirea bisericii. Vă rugăm, fraților, să, versetul următor, versetul 2, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duc, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Acum, atenție, aici sunt două concepte. Strângerea noastră la olaltă cu ei, El este parte din venirea Domnului. Ziua Domnului este un alt concept legat de venirea Domnului, i-anume mânia lui Dumnezeu. Deci, răpirea declanșează mânie, pentru că în Roman spune că noi n-am fost rânduiți la mânie, ci la slavă. Cu alte cuvinte, când vine mânia lui Dumnezeu peste lume, biserica este răpită. Acum, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar, versetul 3, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte. Ce înseamnă nu va veni înainte? Înseamnă că va veni după. Că un lucru, când ai un jalon profetic, un moment profetic, dacă ți se spune răpirea bisericii și mânia lui Dumnezeu va fi înainte de acel eveniment profetic, atunci nu aștepți jalonul, nu aștepți evenimentul, aștepți răpirea. Dar dacă zice va veni după, pentru că nu va fi înainte, dacă nu e înainte, e după. Nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință, o să vorbim imediat de asta, și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, ăsta este Anticrist, versetul 5, potrivnicul, asta înseamnă Anticrist, potrivnic, împotriva lui Hristos, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Va să zică, la jumătatea perioadei de 7 ani, Anticrist intră în templu, se dă drept Dumnezeu și rupe tratatul de pace. Urmează rebeliunea lui Israel și necazul lui Iacov, cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia 30, zilele de necaz ale lui Iacov. Pentru că Anticristul intră în război cu Israelul și urmează decimarea, nimicirea unei mari părți din Israel în timpul acestui război. Mergem mai departe. Roman 9:27. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Deci doar o rămășiță. Capitolul 11, versetele 5-7. Romani 11, 5-7. Tot așa, în vremea de față, este o rămășiță datorită unei alegeri prin har.
Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte, alminter harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har, alminter fapta n-ar mai fi faptă. Versetul 7, deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat pe când ceilalți au fost împietriți. Împietrirea lui Israel îi aruncă în focul lui Anticrist, în necazul cel mare, în necazul lui Iacov, și este spulberată. Rămâne doar o rămășiță, așa spune și în Apocalipsa 12, că Dumnezeu va călăuzi rămășița în pustie și îi va purta de grijă 3 ani și jumătate. În cei 3 ani și jumătate în care Israelul este aproape nimicit, doar o rămășiță este mântuită, salvată și păstrată. Apocalipsa 7. Cu versetul 1. După aceea am văzut 4 îngeri care stăteau în picioare în cele 4 colțuri ale pământului. Ei țineau cele 4 vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei 4 îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea, să înceapă mânia lui Dumnezeu, zicând: nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fusese răpecerluiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Este compoziția genetică a rămășiței, 12.000 din fiecare seminție, rămășița din care Dumnezeu își va naște un popor în timpul domniei de 1000 de ani. Acești 144.000, doar bărbații, puri genetic și cu femei, vor traversa mânia lui Dumnezeu și vor regenera națiunea Israel în timpul domniei de 1000 de ani. Foarte mulți se întreabă astăzi, cum este posibil, n-avem 10 seminții. Zic odinioară, și Pavel spune asta în Romani, că în timpul lui Ilie, 7000 de bărbați nu își plecaseră genunchiul în fața zeilor străini. Și Dumnezeu are în zilele astea o rămășiță pură genetic. Vedeți, când e vorba de biserică, nu contează compoziția genetică. Unul e român, unul e american, unul e englez, unul e de toate felurile. Compoziția noastră genetică este compoziția Harului. Hristos, prin Duhul Sfânt, a scris în trupurile noastre înviere. Și ne-a făcut compatibili cu natura împărăției sale. Dar când e vorba de Israel, compoziția genetică este importantă, pentru că Israelul este o națiune care trebuie păstrată pură. Și pentru domnia de 1000 de ani, Dumnezeu purifică tot ce e contaminat în Israel. Și rămâne doar o rămășiță pură cu care Dumnezeu începe domnia de 1000 de ani. Isaia 2:2. Ascultați ce se întâmplă în timpul domniei de 1000 de ani cu Israelul. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor, deci târziu, la sfârșit, că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Mica 4:1. În vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni cu grămada la el. Dragii mei, asta este rămășița lui Israel. Și acum am ajuns la biserică. Să vedem ce se întâmplă cu biserica, că asta ne doare grozav. A treia rămășiță a lui Dumnezeu pentru domnia de 1000 de ani este rămășița bisericii. Matei 24, de la versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.
El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Poporul piere din lipsă de cunoștință. Înainte să merg mai departe, o să continuăm de la versetul 4, Matei 24, vreau să vă demonstrez faptul că trebuie să cunoaștem aceste lucruri. Haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, de la versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Oameni fascinați de împărății, dar nu de împărăția potrivită. Nu era treaba lor să se intereseze de împărăția lui Israel. Și Domnul le răspunde. El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Cu alte cuvinte, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele atunci când voi sunteți trimiși în toată lumea să predicați Evanghelia la orice făptură. Atunci când voi trebuie să așteptați în Ierusalim făgăduința Tatălui. Și mai ales dacă tot întrebați de împărăția lui Dumnezeu, întrebați despre împărăția biserică, nu întrebați despre împărăția lui Israel, că voi nu mai sunteți Israel, voi sunteți biserică. Și acum mulți predicatori fug de Apocalipsa, fug de toate înțelesurile vremii sfârșitului, că le e frică să se lege de vremuri și de soroace. E greșit să te intereseze de vremuri și soroace în timp ce tu nu faci evangelizare. E greșit să te intereseze de vremuri și de soroace timp în care tu nu trăiești o pocăință autentică. Dar haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Tesaloniceni, că și aici este vorba tot de vremuri și soroace. Capitolul 5, de la versetul 1. Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. De ce? Pentru că nu trebuie să știți? Versetul 2. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoz noaptea, iar ne-am împotmolit. Dacă vine ca un hoz noaptea, n-avem voie să știm. No, ascultați, când vor zice pace și liniște, atunci o propădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. E vorba de mânia lui Dumnezeu peste neamuri și nu va fi chip de scăpare, versetul 5, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Domnul vine ca un hoț pentru lume. Domnul nu vine ca un hoț pentru tine. Și noi cunoaștem vremurile și soroacele, că citim cuvântul lui Dumnezeu, mai vedem ce se întâmplă și prin ziare, din ziare, mai vedem ce se întâmplă de la știri și știm, nu suntem în întuneric. Versetul 5. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei, noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Cu alte cuvinte, trebuie să știm aceste lucruri. Trebuie să știm pe ce lume trăim. Și acum, ne întoarcem la Matei 24 cu 4. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Țineți minte cuvântul atunci. Ce e atunci?
atunci e sfârșitul. Atunci e ce se întâmplă la sfârșit. Și aici este vorba despre biserică și vom demonstra lucrul acesta. Mai departe, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. În introducerea predicii am vorbit de lucrurile acestea. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Încă n-a venit sfârșitul. Suntem în ce se întâmplă acum, astăzi, aici, încă n-am intrat în mânia lui Dumnezeu. Mai departe. Atunci! Ce înseamnă atunci? Sfârșitul. Răpirea. Mânia lui Dumnezeu. Când s-a apropiat milimetric aceste jaloane profetice, ascultați, vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile pentru... Deci aici e vorba de biserică. Cine poartă numele lui Dumnezeu? Cine poartă numele Domnului Iisus Hristos în lume? Biserica. Veți fi chinuiți și vă vor omorâ. Mă opresc un pic. Bineînțeles că biserica va fi exterminată fizic. Poporul lui Dumnezeu va trece prin cea mai mare prigoană din istoria omenirii. Când mă uit la dumneavoastră și mă uit la frații mei cărora le predic Evanghelia, vreau să vă spun că văd viitor martiri. Pe mulți dintre voi vă văd martiri. Și într-o vreme am fost îngrijorat pentru că mă gândeam la copiii mei, mă gândeam la nepoții mei, mă gândeam la prietenii mei, mă gândeam și la mine un pic. Și ascultați ce îmi vorbește Duhul lui Dumnezeu prin trei proroci. Zice, să nu te înspăimânt și să nu vă înspăimântați și să nu vă întristați datorită acestui lucru, pentru că prin asta eu vă fac cinste vouă, eu vă onorez. E un privilegiu pe care vi-l dă Dumnezeu. Să suferiți pentru El. Că zice Dumnezeu, nu ne-a chemat doar la mântuire, ci ne-a chemat și să suferim pentru El. Și când mă uit în cartea Apocalipsei, sub altarul unde s-au adunat de-a lungul istoriei, mulți martiri, oameni de care lumea nu era vrednică, care au trăit îmbrăcați în piei, hăituiți prin crăpăturile pământului, care au fost tăiați cu fierăstrăul, care au fost decapitați, care au fost schingiuiți, torturați, care au trăit în foame, în frig. Când a rupt mielul pe cetea cinci, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră, mărturisirea numelui Său. Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele Meu. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să aduci, să judeci și să răzbun sângele nostru împotriva locuitorilor pământului. Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Asta este în viitorul apropiat, să știți. Nu credeți? Nici Israelul nu este mai urât astăzi decât credincioșii adevărați care poartă numele Domnului. Avem în America profesori dați afară din slujbă pentru că refuză să predice evoluția. Avem funcționari de stat băgați în pușcărie pentru că refuză să dea documente de căsătorie perechilor de stricați. În America! A
Ascultați-mă. Această cernere va veni peste biserică. Dar nu această exterminare va produce rămășiță. Pentru că ăștia nu vor fi pierduți, ăștia vor fi în glorie, nu se vor pierde. Cei care vor fi exterminați din Israel sunt pierduți, fără Hristos. Cei care sunt exterminați dintre neamuri sunt pierduți. Vă aduc aminte ce i s-a întâmplat lui Iov, i-au murit 10 copii. Toate celelalte lucruri au fost date îndoit, de două ori mai mult. Robi de două ori, turme de două ori. Nu i s-a dat altă nevastă, că îi ajungea una. Și nu i s-au dat de două ori copii, că aia care au murit nu s-au pierdut, aia i-a avut încă, numai că i-a avut în slavă. Biserica va rămâne mică pe pământ, pentru că spunea Pavel apoi, noi toți cei ce vom fi rămas. Persecuția va fi atât de globală și atât de totală, încât un număr mic de oameni din biserică vor rămâne în viață. Dar cei care au murit din biserică nu s-au pierdut. Ascultați ce va decima biserica. Ascultați ce va face să rămână doar o rămășiță din biserică. Ne întoarcem la Matei 24. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci. Câți vor cădea, fraților? Ce înseamnă mulți? La cât suntem noi aici? Dacă eu aș spune, mulți dintre voi, ce ați înțelege prin asta? Rândul ăsta, două rânduri, trei rânduri. Mulți înseamnă foarte mulți, înseamnă sute. Înseamnă sute. Mulți înseamnă mulți din biserică vor cădea. Se vor vinde unii pe alții, asta nu se poate întâmpla, vânzarea de frați nu se poate întâmpla decât în mediul de prigoană, de persecuție, ca să iei la cine-i vinde. Și se vor urâ unii pe alții. Și acum ascultați versetul 11, se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Le vor spune, stați liniștiți, Domnul vă iubește, Domnul vă iartă. Călcați voi așa Biblia în picioare, că după aia vă pocăiți la loc. Că după răpire vor fi mântuiți cu gloatele. Uită de ceea ce spune cuvântul Domnului, că va intra numărul deplin al neamurilor. Asta înseamnă, pocăiții dintre neamuri au un număr limitat. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Versetul 12. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea, am vorbit de mulți. Acum, a câtor dragoste se va răci? A celor mai mulți. Dar dacă am spus mulți, poate că e suficient să zic jumătate. Dar dacă zic a celor mai mulți, înseamnă că mai rămân câțiva. Și uite așa și biserica este decimată prin lepădarea de credință, prin cădere, prin răcirea dragostei, prin vânzarea de frați. Nu moartea martirilor va decima biserica, ci lepădarea de credință. Mai departe, versetul 13. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și acum, dragii mei, mâine seară o să continuăm mesajul. În primul rând vom explica de ce domnia de 1000 de ani, de ce nu intrăm direct în eternitate. Câteva scurte explicații. După care aș vrea să vă prezint pentru vremurile din urmă 6 pericole prin care putem fi biruiți în această luptă și să cădem
și 7 practici sau discipline prin care putem fi biruitori. Deci mâine seară, tot ce am auzit în această seară, vom concluziona cu un mesaj pentru tine ca și pocăit. Am să te avertizez cu privire la pericolele care te pot face să cazi și să fii învins și să fii biruit. Și am să-ți ofer din cuvântul lui Dumnezeu 7 discipline spirituale pe care dacă ți le însușești și le folosești, vei fi biruitor și vei răbda până la sfârșit. Înainte de a încheia. Există pericolul să ne uităm la viața noastră și să ne uităm la lumea aceasta și să cădem în starea de batjocură a batjocoritorilor care spun unde e împlinirea acestor lucruri, că lucrurile rămân la fel. Majoritatea dintre dumneavoastră ați mâncat astăzi de 2-3 ori și dacă ați mâncat doar de 2 ori, probabil că o să mai mâncați odată când ajungeți acasă. Marea majoritate dintre dumneavoastră, ca să nu zic toți, măcar că aș putea să spun toți, sunteți bine îmbrăcați și arătați foarte frumos. Toți aveți un acoperiș deasupra capetelor. Aveți servicii, aveți o viață confortabilă, ați ajuns în Anglia și eu am ajuns în America pentru o viață mai bună și mai confortabilă. Și trăind această viață mai confortabilă, când auzim despre rămășițe, nimiciri, catastrofe, oameni mai rar decât aurul, o mică rămășiță din Israel protejată undeva în pustiu, o biserică sfâșiată de cădere, de lepădare de credință, de răcirea dragostei. Avem impresia că cineva ne ține discursuri științifico-fantastice. Unii dintre dumneavoastră vă gândiți că pentru ca să se întâmple asemenea lucruri e nevoie de mult timp. Că nu se pot întâmpla peste noapte. Mai avem încă parlamente, mai avem încă congres, mai avem încă putere, mai avem încă constituții. Acum se poate că ne împotrivim. Ne-am târât cu oficialitățile unuia dintre cele mai puternice orașe din lume până la Curtea Supremă și am înfrânt cu ajutorul Domnului. Lăudat să fie în numele Domnului. Ne-am luptat cu instituții demonice sponsorizate de cele mai puternice și mai bogate țări din lume, cum de exemplu sunt Norvegia și Germania. Și am biruit. Și copiii familiilor Bodnariu și Furdui sunt acasă cu părinții. Lăudat să fie Domnul. Popor al Domnului, o să le plătim pe toate astea. Să n-aveți impresia că Satana se dă bătut în lumea lui, că deocamdată zice Biblia că el e domnul văzduhului. Și Dumnezeu îi recunoaște, prin păcat a supus lumea, îi recunoaște această zonă de autoritate. Se va răspuna pe noi. Însă chiar se poate întâmpla într-un timp atât de scurt totul? Da. În 1933, istoria stă mărturie. Germania murea de foame. Nemții mâncau ciorbă în stradă ca să nu moară de foame. Le dădeau ciorbă pe stradă să mănânce. Era o criză economică dincolo de orice imaginație, datorită restricțiilor care le-au fost puse după primul război mondial. A venit un om, dacă aș putea să-l numesc om, turbat. Discursurile lui astăzi produc o iritare profundă până și la oamenii care ar cam fi de acord cu el, măcar că nu știi
chiar cu ce să fii de acord, decât cu faptul că omul ăsta a urat tot universul, a urat toată lumea și mai ales pe evrei. Ascultați, în 12 ani, dintr-o economie prăbușită, dintr-o țară muritoare de foame, a transformat Germania, Hitler, în cea mai mare putere mondială a vremii, cea mai avansată științific, a fost cât pe ce să supună Europa și dacă supunea Europa, supunea lumea, a fost la un milimetru de descoperirea bombei atomice înaintea americanilor, că americanii au descoperit-o cu ajutorul savanților lui și tot cu ajutorul savanților lui au inventat rachete, zburătoare, cosmos și așa mai departe. Și în 12 ani a avut timp să facă și 5 ani război mondial. Satana este pe ultima sută de metri a istoriei și se grăbește. Și va reuși, pentru că Biblia mea spune că va reuși să întemeieze guvernul global, să nimicească o mare parte din Israel, să persecute biserica și să-și instaureze domnia pe tot pământul. Toate lucrurile acestea se vor întâmpla foarte, foarte, foarte curând. Vorbim de câțiva anișori. Câțiva anișori. Nu uitați, perioada de har a început de la moartea Domnului Iisus Hristos. În anul 28-33, două zile de har, în a treia ne va da viața, este învierea, este răpirea. 6.000 de ani de istorie, 4.000 până la Hristos, 2.000 de la El. A șaptea zi profetică este sabatul milenar. Domnia de 1000 de ani e sabatul lui Dumnezeu pe pământ. Suntem în 2023 încă. Să fie 30, să fie 35, să fie 40. Ziua și ceasul nu le știm, dar vremea o știm. Mai sunt câțiva anișori puțini. Și toate aceste lucruri se vor întâmpla. Dragii mei, mă rog din toată inima. Între oamenii mai rari ca aurul, în rămășița mică, protejată de Dumnezeu, iar cât privește noi, poporul lui Dumnezeu, care rămâne în picioare și rabdă până la capăt. Să ne ajute bunul Dumnezeu să intrăm în domnia de 1000 de ani, în împărăția lui Hristos, în dictatura luminată a lui Hristos, atunci când răul, foametea, crimele, răutățile oamenilor vor dispărea, războaiele vor dispărea. Și în această domnie vom experimenta cu adevărat pace și prosperitate. Amin.